ziua, mulțumim tuturor că ați răspuns invitației. Am să fiu foarte scurt pentru a valorifica la maxim prezența domnului Ministru al Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Nu este o vizită întâmplătoare, este într-un moment de inflexiune pentru destinul unui obiectiv despre care se vorbește, s-a vorbit foarte mult, s-a făcut foarte puțin în 15 ani și care nici astăzi nu este practic la dispoziția sistemului de sănătate Băcăuani, în esență la dispoziția cetățenilor din județul Bacău. Dar eu mă opresc aici, o să dau microfonul domnului ministru Rafila, domnului președinte Ivancea, după care sigur că vom avea și o componentă politică destul de importantă a acestei conferințe. Mulțumesc! Mulțumesc pentru introducere și pentru invitație domnului președinte Benea, domnului președinte Ivancea. Cred că prezența mea pentru a doua oară în ultimul an și jumătate la Bacău este semnificativă pentru că am găsit aici la Bacău o echipă la nivelul Spitalului Județean, dar și la nivelul autorităților județene care încearcă să ofere cetățenilor din acest județ și nu numai un spital modern cu servicii de calitate și care, dincolo de componenta profesională, acest spital trebuie să aibă o componentă de infrastructură care să răspundă unor standarde potrivite pentru perioada în care ne aflăm. Evoluția a fost impresionantă, vă spun sincer, în ultimul un an și patru luni, de când am fost eu aici ultima dată. Îl felicit pe domnul manager și felicit pe președintele Consiliului Județean, bineînțeles și echipa dânșilor, pentru că fără să lucrezi în echipă nu poți să rezolvi lucrurile. Un lucru extrem de important care trebuie rezolvat, mai ales că a existat o astfel de solicitare către Ministerul Sănătății, ar fi cea legată de clarificarea situației patrimoniale a unei clădiri care a aparținut unui spital care nu mai există de 2 ani de zile. Fostul spital municipal are o clădire care este practic poarta de intrare în Spitalul Județean Bacău și acest lucru trebuie soluționat cu celeritate de către autoritățile municipale, bineînțeles și de către autoritățile județene. De ce? Orice dezvoltare a unor spitale care să deservească cetățenii unui județ și unui municipiu în cazul de față, trebuie să aibă în vedere două elemente importante. Nevoia de servicii de sănătate, pe de o parte, și disponibilitatea de resurse umane. Resursele umane în sănătate sunt o problemă foarte sensibilă și atunci, în mod evident, trebuie să aduci toate resursele umane disponibile în centrul județului ca să poți să oferi cetățenilor servicii de înaltă calitate și chiar servicii de excelență în anumite domenii. Am văzut de exemplu, secția de radioterapie, care este una dintre cele mai avansate din acest punct de vedere din România. Este necesară o decizie rapidă care să facă posibilă și accesarea Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru că amenajarea acestei clădiri, care în trecut a aparținut unui spital care, am înțeles din istorică, s-a desființat în anul 2020, trebuie să facă parte integrată ca să poată să beneficieze de finanțare în PNRR din Spitalul Județean. Asta este o condiție, o precondiție ca să poată să participe la procedura de evaluare care să stabilească lista finală de spitale. Deci nu este un angajament acesta, dar este o precondiție necesară încât și Bacău să aibă o șansă serioasă de a primi finanțare din Programul Național de Redresare și Reziliență, mai ales că propunerea este de a dezvolta un centru pentru mari arși și care
este extrem de necesar, nu numai la nivel local, ci și la nivel regional și la nivel național. Întâmpinăm dificultăți de multe ori în alocarea sau relocarea pacienților cu astfel de patologie complexă și e bine că aici aveți profesioniști care știu să facă acest lucru cu dedicație. Deci este clar că așteptăm o decizie rapidă. Trebuie să înțelegem că nu este vorba de o dispută între partidele aflate la guvernare sau în opoziție. Este vorba de responsabilitate în favoarea cetățenilor din acest oraș și din acest județ și cred că lucrul ăsta este extrem de clar pentru toată lumea. Unul dintre momentele importante ale vizitei mele în spital a fost întâlnirea cu șefii secțiilor din Spitalul Județean. A fost o foarte bună discuție legată de perspectivele lor profesionale, de nevoia adaptării structurii Spitalului Județean în funcție de diferitele servicii care sunt solicitate de către cetățeni, pentru că lucrurile astea se schimbă în timp. Am avut o discuție extrem de bună, colegială, pentru că, în mod evident, eu sunt medic și țin foarte mult la această profesiune, țin la respectul pe care societatea trebuie să-l acorde personalului medical în general și le-am mulțumit pentru efortul extraordinar pe care l-au făcut în timpul pandemiei. Dar, pe de altă parte, rolul nostru, rolul meu în acest moment, ca ministru al sănătății, este să încerc să răspund nevoilor pacienților, nevoilor cetățenilor în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate. M-a bucurat ieri o inițiativă care a fost tot așa coordonată împreună cu Consiliul Județean Bacău de oferirea unor servicii ambulatorii de investigație pentru diverse tipuri de patologii, undeva la sala de sport, cred că sala de atletism din municipiul Bacău. Cred că astfel de inițiative care dovedesc pe de o parte interesul și devotarea personalului medical în a-și asigura, în a asigura servicii de sănătate pentru pacienți trebuie extins. Sunt adeptul voluntariatului în acest sector al sănătății și cred că el trebuie să fie în mod evident susținut de la nivelul autorităților centrale și locale, pentru că este extrem de important și e un bun exemplu și pentru alte categorii de profesioniști din sănătate care trebuie angrenate în a-și proteja pacienții de pe listă sau din afara lor. Vă mulțumesc, domnule președinte Benea. Oradea. Da, un lucru important și îmi cer scuze că am uitat să vă dau acest exemplu. De curând sunt la Ministerul Sănătății, știți, de vreo 4 luni și am avut o solicitare din partea Consiliului Județean Oradea legat de comasarea Spitalului Județean Oradea cu Spitalul Municipal. Am aprobat acest lucru. Deci au făcut un lucru foarte bun la Oradea pentru că elementele pe care vi le-am menționat la începutul intervenției mele, nevoia de servicii de sănătate, pe de o parte, cadrele medicale specializate pe de altă parte și un concept unic privind reabilitarea și reconfigurarea clădirilor existente necesită o astfel de fuziune. Exemplul de la Oradea este un exemplu foarte bun și autoritățile județului Bacău, de fapt, intenționează să facă același lucru și să ofere locuitorilor din această parte a țării accesul dorit la serviciile de care ei au nevoie. Nu trebuie să, și vedeți, v-am dat exemplu unei administrații care nu este PSD, dar cred că important este ce mesaj și cum reușim să facem în așa fel încât oamenii să înțeleagă că nevoile sau
autoritățile trebuie să înțeleagă că nevoile cetățenilor exced diverse interese de natură politică și Partidul Social Democrat acționează în acest sens. Mulțumesc, domnului ministru. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Detalii despre hârtie a venit săptămâna trecută și de ce este atât de importantă în economia acestui întregului Spital Județean de Urgență și a obiectivului fost Spital Municipal. Mulțumesc, domnul președinte, domnule ministru. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că ați fost și a doua oară în județul Bacău și a doua oară în Spitalul Județean. Chiar de anul trecut s-a început această militare pentru ca acest pavilion cu destinație medicală să intre în patrimoniul Spitalului Județean ca o firească consecință. Mă bucur că ați răspuns într-o manieră și în acest fel s-a aprins lumina într-un întuneric absolut referitor la această epopee a fostului Spital Municipal Bacău. Eu n-am să spun decât un singur lucru, că aștept decizia Consiliului Local Bacău, aștept ca această decizie să se producă cât mai repede și îmi iau un angajament că acest spital fost spital municipal să fie pus în funcțiune cât mai rapid și cât mai rapid posibil, evident. Atât am vrut să subliniez. În rest, domnul președinte, vă rog. Da, câteva completări și eu trebuie să mai duc și vești mai puțin bune. Ce am văzut la șantier, la spitalul, la pavilionul din incinta Spitalului Județean de Urgență e încurajator. Deja parter se lucrează undeva în jurul datei de 1 iulie, probabil va fi dat în funcțiune. E o continuare la ce am început în martie 2020 când a venit pandemia cu etajele 4 și 5, pe care le-am modernizat, știți foarte bine în ce context și cât de importante au fost în lupta cu pandemia. Am văzut un constructor determinat, la fel de determinat și la heliport și aici sigur că ne permitem să facem o invitație în avans pentru jumătatea lunii iunie pentru a inaugura un proiect important pe fonduri europene, modernizarea compartimentului de primire urgențe cu heliport, cu tot ce înseamnă. Am văzut și secția de radioterapie, extinderea sau a doua componentă, cea în care, dacă vă amintiți, am solicitat bani de la guvernul din 2020, același guvern care a desființat Spitalul Municipal. Am avut o solicitare de finanțare pentru accelerator. N-am primit. Până la urmă, acceleratorul a fost achiziționat, că trebuia achiziționat dintr-un credit pe care l-a contractat CJU, dar iarăși este un proiect de succes. Sigur, menita alina suferința, dar faptul că i-am extins capacitatea înseamnă că există adresabilitate, din păcate. Și sigur, am trecut prin fața, între cele două clădiri, am trecut prin fața corpului vechi, primului corp de clădire de la Spitalul Județean de Urgență, unde și Consiliul Județean și managementul de la Spitalul Județean de Urgență sunt spectatori fără bilet la un contract între Compania Națională de Investiții și un constructor din Botoșani. Nu știu cum se cheamă societatea exact, o identificați mai ușor ca fiind cea Victor Construct, celui care are Victor Construct. Ei sunt acum într-o procedură de insolvență, au abandonat lucrările de vreo 3-4 luni, au apărut și mici probleme din cauza temperaturilor scăzute la secția de psihiatrie, probabil nu vă este străin acest subiect, dar trebuie să știți că este un contract semnat în decembrie 2018 despre care ne-am exprimat temerile la momentul respectiv și iată că ele, din păcate, ne-au fost confirmate acele temeri. Nu reușim să finalizăm această investiție în termenul prognozat și în termenul dorit, dar chiar astăzi la Compania Națională de Investiții se discută cu administratorul judiciar rezilierea amiabilă, după care să se evalueze restul de executat scos la licitație și anul acesta să se dea în folosință acel corp vechi de clădire. Or fi și rațiuni obiective, or fi și rațiuni subiective, nu le știm pentru că domnul ministru de la spital, când am mers la ședințe de progres pe acest obiectiv, constructorul l-a întrebat în ce calitate e el la ședința asta.
Ca să știți cam câtă aroganță din partea unui antreprenor vis-a-vis de un obiectiv din curtea Spitalului Județean de Urgență. Asta este realitatea, trebuia să o aducem la cunoștință opiniei publice. Și e bine, sigur că nu e o veste bună, dar încă o dată e important ca un constructor să ai parte de constructori competenți, serioși, cu capacitate, care odată în asemenea obiective să se ducă la capăt, mai ales că vorbim de obiective de interes medical, unde cu cât orice zi pierdută, orice zi întârziată este o zi pierdută din viața pacienților. Vis-a-vis de acest obiectiv, de care eu în moment eu insist pe acest și mulțumesc domnului ministru pentru această hârtie care a venit săptămâna trecută. Sigur că o hârtie nu se rezolvă, nu se dă în folosință un obiectiv. Trebuie constructor, trebuie curaj, trebuie asumare și eu sunt convins că dacă Consiliul Local Bacău, în special, și Consiliul Județean Bacău vor adopta hotărârile de Consiliu necesare, acest spital este posibil să fie eligibil, dacă se va modifica sau se va completa lista pe PNRR, este posibil să aibă parte, să aibă parte de o finanțare. Este posibil, vedem, nu știu, nu pot anticipa ce se va derula. Cert este că în vechiul format în care era până săptămâna trecută, dacă pot să spun așa, nu avea nicio șansă, el a fost, a mai spus asta la Bacău, a fost trecut în mod mincinos pe această listă, pentru că nu poate să trece o unitate medicală care tocmai fusese desfințată în 2020, în august 2020, de guvernul Orban, nu poate să o treci la finanțare, că spică la primul filtru de eligibilitate. Acum, dacă se va continua exemplul de la Oradea, eu sper că liberalii din Bacău să fie atenți la demersul de la Oradea. Noi, PSD și de la Bacău, apreciem acuratețea și pragmatismul domnului președinte al CJ Bihor, domnul Bolojan, care, ați auzit, a comasat municipalul cu județeanul, complementarizate, ceea ce ne dorim și noi, să fie complementarizat acest pavilion cu tot ceea ce are Spitalul Județean de Urgență. Știți că am avut și un studiu pe acest subiect cu SNSPA-ul. Putem într-un an, doi, maxim, să spun așa, putem da în folosință integral acest obiectiv, din care, repet, etajele 4 și 5 sunt în funcțiune, parterul urmează undeva în jurul datei de 1 iulie, iar mai rămân etajele 1, 2, 3, care dacă vor fi integrate la Spitalul Județean de Urgență în directa coordonare a Consiliului Județean, eu zic că există motive îndreptățite să finalizăm și acest obiectiv, la care, din păcate, trebuie să vă fac acest arc peste timp. Pentru că eu astăzi am avut un sentiment foarte straniu, le spuneam și colegilor mei, sunt 15 ani de când s-au făcut fel de fel de pelerinaje acolo. Ia uitați aici, Presa Vremii 2008, 2007, domnul Tăricianu era prim-ministru, turna Canciocul la Spitalul Municipal. Totuși sunt 15 ani în care și pe mine viața m-a dus din postura administrativă pe care am avut-o politică să particip la fel de fel de pelerinaje, fel de fel de inaugurări, dar totuși acolo băcăoanii au pășit abia în iunie 2020, din păcate cu COVID, la etajele 4 și 5. Totuși sper ca primarul Bacăului, în primul rând, să iasă din chingile fostului primar Stavarache și să asume o decizie, să adopte această hotărâre cât mai repede, cu 23 de voturi, cu unanimitate, astfel încât să întrunim condițiile să poată fi depus pe anumite proiecte de programe de finanțare și să putem începe lucrările și să terminăm odată cu pelerinajele și să fie pus la dispoziția, repet, cetățenilor municipiului Bacău. Dacă vă amintiți, de fapt era și acest talon, dacă vă amintiți, din 2012, care era distribuit în campania electorală. Eu știu că o să deranjez cu această tușă puternică politică, dar mă știți și spun de foarte mult timp acest lucru. Politicul influențează în bine sau în rău viața oamenilor prin deciziile pe care le ia și totuși acest obiectiv de care tot se agață și liberalii și useriștii și tot încearcă să-l țină departe de Consiliul Județean, dar el nu este finalizat. Poartă expresia unor decizii politice. Sper ca PNL Bacău să aibă înțelepciunea de pe urmă, dacă pot să spun așa, și să voteze în Consiliul Local Bacău ceea ce trebuie votat, astfel încât să terminăm odată cu pelerinajele la acest obiectiv. Și să putem spera în finanțări europene, de la bugetul național, de la bugetul local, dar să terminăm odată. Mă opresc aici.
Întrebări pentru domnul ministru, pentru noi, pentru cine doriți. Am o întrebare. Care e alternativa dacă primăria nu vrea acum să dea imobil? Bună întrebare. Că, da. Că practic, până acum, doar ce jefa e problema? Și pentru domnul ministru, despre imobil în sine, spuneați ceva de o secție de mare aș și ceva realizat de urmă. Nu știu dacă de mare arș, dar în orice caz care să ofere, care să ofere servicii și pacienților care au astfel de patologie, este important. Așa a fost propunerea în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Rămâne de examinat, dar în mod evident, să încerc să răspund și la prima întrebare a dumneavoastră, ce se întâmplă dacă primăria nu vrea. Dar ce ar putea să facă primăria în curtea unui spital județean, încât să, eu cred că primăria deservește interesul lui cetățenilor din acest oraș? Ce ar putea să facă primăria într-o clădire aflată în curtea spitalului județean, care are nevoie de această clădire? Eu cred că întrebarea, nu știu dacă trebuie să mă puneți mie sau domnului președinte Ivacea, cred că această întrebare trebuie să o puneți de foarte multe ori până această problemă se rezolvă. Pentru că orice fel de logică arată că o clădire de care este nevoie și care este parțial amenajată în acest scop, în curtea Spitalului Județean, trebuie să facă parte din Spitalul Județean. Nu putem să discutăm de un alt spital. Inclusiv din punct de vedere economic. Un managementul integrat a unor servicii medicale cu o singură administrație este evident în favoarea funcționării la un anumit, cu o anumită performanță acelui ce să facă acum, să mai construiască Consiliul Județean o altă clădire și asta să rămână nefolosită? Eu cred că trebuie să avem puțin respect și față de banii publici și să încercăm să-i și fructificăm în acest sens. Și acum, politic, eu sunt cu această speță, sunt destul de optimist, deși am o părere aparte despre majoritatea din Consiliul Local Bacău. Cred că pe acest subiect oamenii din umbra domnului primar, fostul primar și alții, cred că de această dată nu vor avea sorți de izbândă, pentru că totuși și PNL-ul va trebui să prezinte argumente, dacă toți suntem în coaliție la nivel național și la nivel județean, la municipiu, noi nu ne dorim coaliție nici cu PNL-ul, nici cu USR-ul, dar sunt proiecte care transcend politicului și acesta este tipul de proiect. Sunt curios ce argumente poate să invoce PNL-ul pentru a nu susține acest demers. Dar, repet, dacă mă întrebați ca și pronostic, cred că se va debloca această etapă de adoptare a hotărârii de Consiliul Local și Județean și Consiliul Județean va trece la treabă și va duce obiectivele la capăt, pentru că e și această statistică. Dacă vreți, o facem de când vrea domnul Stavarache, din 2006-2007 încoace. Noi tot ce am început ca investiții în sănătate în județul Bacău, că a fost la Moinești, că a fost la Onești, că a fost la Buhuș, că a fost la Spitalul Județean de Urgență, am finalizat. Am modernizat, am făcut reparații capitale și am finalizat. Că vorbim de parcare, că vorbim de pediatrie, uitați la pediatrie, iarăși acolo se lucrează, e un șantier important. E un șantier Spitalul Județean de Urgență. E și vestea rea că e un disconfort, dar e și veste bună, pentru că totuși ducem la capăt aceste obiective, așa cum știm noi mai bine, dar le ducem la capăt. Țin să vă reamintesc acest aspect și să reamintesc și celor de la PNL dacă acest proiect va necesita comentarii sau discuții mai mult decât este cazul. Domnule ministru, de la Antena 3, Sebastian Oricea. Ce sunt distribuții la partidelor de iod, dacă medici de familie și-au spus urmă cuvânt că nu pot să distribuie aceste partide și ce soluții de distribuitor? Când se va începe? Am lucrat în această perioadă la structurarea campaniei de informare. Nu putem să facem distribuția acestor comprimate fără să existe o campanie de informare a publicului privind modul de administrare și de utilizare. Doar într-o situație în care, Doamne ferește, apare un incident care să presupună acest lucru. E un lucru foarte sensibil
Și nu o să facem niciun fel de distribuție până nu ne convingem că toată lumea știe despre ce este vorba, pentru că administrarea intempestivă a acestor pastile poate să pună probleme. Această campanie are o componentă vizuală și am lucrat împreună cu colegii de la Guvern pentru definitivarea acestei componente vizuale, cu informații care să facă obiectul comunicării în mijloacele mass media. Și va exista, bineînțeles, alături de aceasta, un flyer informativ care va însoți distribuția acestor pastile către cetățeni. Vă asigur că vom găsi cadrul legal care să facă posibilă distribuția către cetățeni și vreau să vă mai spun încă un lucru. Eu n-am avut nicio dispută cu medicii de familie, dâns și mi-au spus doar punctul lor de vedere. Am încercat să-l înțeleg, ne-au spus în mod foarte clar că ei consideră o chestiune birocratică distribuirea acestor sau pastile către pacienții de pe propriile liste. Eu le-am spus că, și nu în spirit polemic, consider că avem responsabilitate noi ca și administrator al sistemului de sănătate pentru toți pacienții din România, deci și pentru pacienții de pe propriile liste. Eu nu cred că sănătatea, protejarea sănătății pacienților noștri este o chestiune birocratică. Mai rămâne să analizăm cu colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vom găsi o soluție și eu cred că mulți dintre medicii de familie vor reflecta și vor deveni parteneri nu ai noștri, ai pacienților de pe listele lor, în a-i ajuta să înțeleagă care este scopul acestei distribuiri, care nu trebuie niciun fel să îngrijoreze populația. Avem o abordare de multe ori panicardă, care când discuți despre un subiect, lumea devine îngrijorată. Nu, noi suntem responsabili și facem acest lucru încât, așa cum îl fac multe alte state europene, încât să putem să facem această procedură de distribuire a unei substanțe, iodura de potasiu, care este utilă în cazul unui incident, care nu trebuie neapărat legat de contextul actual din Ucraina, dar care, actual context, a adus în discuția publică, înainte de să aducă Ministerul Sănătății, l-au adus oamenii care se duceau la farmacii să-și procure astfel de preparate, care nu erau neapărat conforme scopului. Și cred că avem o responsabilitate ca și autorități de sănătate și ca și profesioniști în domeniul sănătății să ne preocupe protejarea oamenilor din această țară. E foarte simplu, mi se pare că dezbaterea în spațiu public este prea amplă pentru o chestiune care până la urmă este de bun simț și nu reflectă altceva decât, cum vă spuneam puțin mai devreme, îngrijorarea sau nu îngrijorarea, reformulez, abordarea preventivă a unei probleme care a suscitat dezbaterea statului spațiu public pe de-o parte, iar pe de altă parte cred că toți profesioniștii din sănătate au o responsabilitate față de pacienților, dar această responsabilitate nu înseamnă birocrație. Încercăm să facem acest lucru. Am dat un comunicat de presă ieri, în a doua parte, începând cu a doua parte a lunii aprilie. Și mă întreb, vă rog, ce este pentru pacienților care ajung la centrele de analize și spun că nu mai există fonduri pentru analize? Există totdeauna, când discutăm de asigurările sociale de sănătate, în toate țările din această lume există o programare a serviciilor de sănătate. Și cred că cel mai bun lucru este ca atunci când au nevoie de un anumit tip de investigație, să-și facă o astfel de programare, pentru că, într-adevăr, nu poți să acorzi și vă dau și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere al timpului. Dacă toată lumea ar vrea să facă o investigație de tip CT sau RMN, într-o săptămână nu se poate. Și există totdeauna o planificare a acestor servicii, inclusiv din punct de vedere al finanțării. Încercăm să dezvoltăm cât mai mult plaja aceasta a serviciilor ambulatorii, inclusiv investigațiile, care să schimbe abordarea
modul în care sunt acordate serviciile de sănătate în România. Noi am avut totdeauna o aplecare prin a discuta numai despre spitale, care, vedeți, sunt necesare, dau, oferă oamenilor servicii complexe, însă secretul, dacă, pe care știe toată lumea, este de dezvoltare a serviciilor ambulatorii. Și asta înseamnă medicină de familie și comunitară, integrată, care oferă nu numai trimiterea la alte specialități, ci oferă investigația pacienților, diagnostic pacienților, tratament pacienților, centre ambulatorii de specialitate și, bineînțeles, asistență medicală spitalicească. Nu o să putem să rezolvăm toate aceste probleme, dumneavoastră ați menționat una dintre ele, fonduri limitate la investigațiile în ambulatoriu, peste noapte, dar aici lucrăm pe două planuri. Un plan este legat de redefinirea cadrului în care se desfășoară activitatea medicală în România și, pe de altă parte, trebuie să existe și înțelegere din partea pacienților, pentru că anumite servicii trebuie planificate și nu pot să se desfășoare toate serviciile într-un interval de timp pentru toată lumea. Domnule ministru, Iulian Căscăruță, Gazeta de Focuși. Ieri ați vorbit despre responsabilitatea socială a cadrelor medicale și ați lăudat voluntariatul acestora în programul care s-a lansat la Bacău. Cum apreciați dumneavoastră faptul că în plină pandemie s-au plătit bani pentru medici? Care este aspectul moral al problemei? Vreți să fiți mai explicit? În sensul că apreciat faptul că unii medici au venit și au făcut voluntariat, iar în plină pandemie, când toată România avea nevoie de mai mult de medici sau de până acum de medici, pe cadre medicare, aceștia au cerut plăți suplimentare. De la pacienți? Nu, de asta. Nu are importanță cine era la guvernare. Faptul că s-au plătit niște sporuri salariale personalului medical, care a stat prelungit peste program, care a fost supus la unor riscuri privind propria sănătate și avem colegi care s-au îmbolnăvit și au decedat de COVID-19, nu este un lucru neobișnuit. Există multe alte categorii profesionale care primesc astfel de sporuri datorită programului pe care îl desfășoară, riscurilor la care sunt supuși în dezvoltarea, desfășurarea activităților profesionale, așa că nu mi se pare nimic deplasat în a acorda sporuri sau stimulente suplimentare într-o situație de criză în care cred că au fost puțini dintre noi care au lucrat 12 ore, 14 ore, 16 ore fără întrerupere. Mi se pare, inclusiv din partea autorităților de sănătate publică, să nu uităm că și autoritățile de sănătate publică, nu numai cei din spitale, au desfășurat o astfel de activitate. Este o recompensă care este firească, nu este niciun fel de problemă. Uitați prea repede de armata aratelor albe, totuși. Cam repede am uitat. Că totuși nu prea au dormit în primele 3 luni, nu prea dormeau pe acasă. Erau expuși la niște riscuri. Am omis să spunem, să mai dăm și o veste bună. Doamna, ceilalți parlamentari de Bacău au trebuit să plece la ședința de plen și la ședința de plen reunită. Nu întâmplător a rămas doamna Cătăuță. Nou manager Popa aici prezent, în 2019, continuându-și programul de investiții la Spitalul Județean de Urgență, a făcut și o documentație pentru reparații capitale și modernizare la blocul operator. O investiție de vreo 14 milioane de euro, care sigur că nu poate duce doar bugetul Consiliului Județean. Și în 2020, dar mai ales în 2021, parlamentarii de Bacău au depus amendamente în acest sens pentru finanțarea acestui obiectiv, pentru care Spitalul Județean are contract, acord, cadru, deci are constructori care să înceapă lucrările dacă există finanțare. Și doamna senator Purcărin și doamna deputat Cătăuță au fost și au pledat la domnul ministru al Sănătății în luna ianuarie și pe județul Bacău s-a alocat pentru acest obiectiv, pe Spitalul Județean de Urgență s-a alocat pentru acest obiectiv 5 milioane de lei, s-au alocat 1 milion de euro. E adevărat, a 14-a parte din cât este necesar, dar și există promisiunea pentru încă 20 de milioane tot anul acesta, numai că este o investiție care, la fel ca și la
punerea în siguranță a conductei. Nu are nevoie de toți banii la, la momentul T0. Are nevoie de o finanțare optimă, continuă și un constructor care să aibă capacitatea să atragă aceste sume. Adică să facă lucrări confirmate la fața locului și pentru că nu te poți opri, nu te poți apuca de bloc operator și te oprești la sfertul drumului. Când te-ai apucat la bloc operator, trebuie să și termini în cât timp se poate termina, evident. E o bună ocazie să menționez acest lucru și să mulțumesc Ministerului Sănătății pentru această alocare. Există și promisiunea verbală că va fi suplimentată în funcție de progresele care se vor înregistra la acest viitor șantier de la Spitalul Județean de Urgență, dar și aici este o decizie pe care managementul de acolo cu președintele Consiliului Județean trebuie să o ia pe măsură ce, când se va da ordine de începere, pe măsură ce se mai închid din șantiere acolo, pentru că repet, nu e ușor să lucrezi sub sarcină. Cred că trebuie închis compartimentul de primire urgențe, închise lucrările. Compartimentul de primire urgențe și heliport, după care să tragem mai în piept și să începem blocul operator cu speranța, repet, a unui finanțări optime, dar și a unui constructor, nu pe modelul celui de la clădirea, de la spitalul vechi, care și-a luat catrafusele și a plecat și ne-a lăsat cu 55% stadiu fizic de execuție. Și acum tragem tot să căutăm soluții să finalizăm această lucrare. Da. Doamne, dacă dați-mi, până încheierea, există posibilități reale de a fi repus pe capetul normativ suspendat până la sfârșitul anului, prin care angajații din sistemul sanitar de la urgențe și terapie intensivă să fie pensionați mai devreme la 57 de ani doar a fi debatizați? Totdeauna există o astfel de posibilitate. Problema este legată și de posibilitatea de a acoperi cu personal calificat aceste domenii. Dumneavoastră știți foarte bine că sunt două domenii deficitare, ceea ce privește personalul calificat, atât terapie intensivă, cât și unitățile de primire urgențe. Când e o decizie, trebuie să fii responsabil și să iei o decizie care are în spate o pregătire care să poată să compenseze într-un timp relativ scurt, în 2, 3, 4 ani, acest personal care merge, de exemplu, și se pensionează. E o situație delicată, dumneavoastră ați menționat-o, sigur, dând și poate o uzură cum mai mare, pentru că lucrează în condiții dificile, lucrează prelungit, dar trebuie găsit un echilibru între ieșirile din sistem, prin pensionare, și noi resurse umane calificate. Din păcate, la nivelul Ministerului Sănătății, nu a existat niciun fel de politică de resurse umane. Ăsta este adevărul. În zona aceea de resurse umane, care trebuia să facă această planificare, nu existau medici. Deloc. Unul singur. Un singur medic la resurse umane în Ministerul Sănătății. Ori înțelegerea acestor mecanisme necesită o altfel de abordare. Noi, inclusiv în noua organigramă pe care am propus-o pentru Ministerul Sănătății, am încercat să constituim o structură care să poată să facă acest lucru, mai mult împreună cu rectorii Universităților de Medicină și Farmacie și unii dintre reprezentanții facultăților de medicină, că știți că nu toate facultățile de medicină sunt în cadrul unei universități de medicină. Am făcut un grup de lucru ca să putem să facem un design al modului în care ar trebui să se creioneze această strategie de resurse umane în sănătate și atunci sigur că această strategie poate să includă și o astfel de propunere cum este cea pe care ați făcut-o, dacă există și abordarea legată de pregătirea tinerei generații care să poată să ocupe aceste poziții. Nu cred că cineva nu este de acord cu astfel de propunere, dar nu cred, pe de altă parte, că cineva poate să fie de acord să se prezinte, de exemplu, într-un UPU sau într-o secție de terapie intensivă unde nu există personal calificat. Aș lega totuși de faptul că acum s-a decis ca cei care au fost angajați pe perioada pandemiei să rămână în sistemul. Bun, dar nu sunt așa de mulți la terapie intensivă și la UPU, adică angajat suplimentar. E o formă de
rațională, oameni care au lucrat 2 ani în pandemie, care sunt calificați, să poată să rămână, pentru că se susține totuși un examen, să poată să aibă posibilitatea să rămână în sistem. Deci eu nu văd nicio contradicție între cele două. Dacă permiteți, de unde? De unde? Da. Ne întoarcem la la spitalul municipal sau ceea ce a fost spitalul municipal, în astfel apreciez că sunteți optimist, v-ați exprimat convingerea de cei de la Consiliul Local, vor înțelege importanța comasării spitalului Sfânta Maria în spitalul județean. Numai că noi aici la Bacău avem experiența tristă, pe care actualul de echipă a municipiului Bacău tot pune piedici în colaborarea Consiliului Județean și aici este alimentarea cu apă. Președintele Consiliului Județean a trebuit să se exige în instanță pentru ca municipalitatea să-și îndeplinească atribuțiile în ceea ce privește voluntatea de alimentare cu apă. Avem și un plan B, în cazul în care totuși primarul municipiului Bacău, Consiliul Local, nu vor fi de acord cu cedarea spitalului municipal de spitalul Județean de Urgență. Aveți un plan B, o cale legală, astfel încât să nu mai intervenim. Sunt 15 ani de când bătăoanii așteaptă o instituție medicală la standardele. Noi nu putem decât să facilităm un proces de discuții. Eu nu pot să am un plan B pentru ceva care nu aparține Ministerului Sănătății. Este clar că acest plan B ar trebui să fie al băcăoanilor, care dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, ar trebui să tragă concluziile necesare. Adică dacă există un reprezentant al băcăoanilor care se opune funcționării unei instituții care furnizează servicii de sănătate băcăoanilor, cum spuneți dumneavoastră, eu nu știu detalii, nu vreau să intru în... nu le cunosc, dar cred că planul B trebuie să fie al băcăoanilor, nu al Ministerului Sănătății. Da, coaliția își va arăta și lucrurile pozitive. Eu sunt, repet, optimist că vom debloca această situație și din punct de vedere politic, pentru că e, bine spunea domnul ministru, e un obiectiv care s-ar, odată finalizat, va oferi servicii de sănătate și cine se opune la așa ceva își asumă niște riscuri pe care le va deconta la momentul potrivit. Da. Dar eu nu cred că domnul Vizite o pune piedici. Eu cred că e prost sfătuit. Vă mulțumim. Mai sunt întrebări? Nu. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mai sunt.